Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Într-un liceu din Gorj, de exemplu, niciun elev nu a mai luat bacalaureatul de ani de zile. În frunte cu primarul, că nici primarul nu e acolo, pentru că nu e așa vorba campaniilor electorale, dintre noi, pentru noi. Este un adevărat lider și reprezentant al comunității. Dânsul are și niște explicații pentru această situație. Iată ce declară pentru colegii de la știrile Pro TV. Ion Bârcă îl cheamă primarul comunei Turburea. Citez. Aici, adică în situația asta, că nu se ia bacul și nici dânsul n-a luat, nici elevii și nu. Aici e mâna dascălilor. Ai profesori buni? Înveți carte. Să zic că-și bagi joc de învățământ, parcă e urât să zic așa. Vezi, e cumva ca în fotbal. Întotdeauna când sunt rezultate slabe, antrenorul e de vină. E de vină antrenorul. La fel și aici. Păi domnul primar știe. Dom'le, de ce n-am luat eu bacul? Păi pentru că profesorii, eu am vrut să-l iau. Dar dacă el, ei nu s-au ocupat... Își bagi joc. El e o capacitate, dar n-a fost cineva să-l... Da. Dar. Există și cazurile... La 180 de grade. Exact înainte să debuteze în Liga 1 cu Rapid, Ștefan Pănoiu, un tânăr fotbalist, a obținut un rezultat mare la examenul maturității, scrie site-ul DigiSport. Elev al liceului Nicolae Iorga, specializarea științe ale naturii, mijlocașul a luat 10 la toate cele 3 discipline pe care le-a susținut. Limba și literatura română, matematică și chimia anorganică, prieteni. Asta e Fenta. Grație acestui rezultat excelent de la examen, Pănoiu va primi o bursă de 3.000 de lei. Pentru că așa zice o hotărâre de guvern, care prevede premierea elevilor cu medii de 10 la examenele naționale, scrie edupedu.ro. Deci, practic, o să devină cel mai bine plătit fotbalist de la Rapid. 3.000 de lei pe lună, s-a spus. Asta. Dacă mai era George Popoș la echipă, i-ar fi spus că nu-i mai de salariu, că lor să-mi primește bani. 0372069599. Ce peripeție ați avut când ați dat voi bacalaureatul? Ce a fost ieșit din comun? Să dai de bunăvoie examen la chimia anorganică, asta mi se pare extraordinar. Eu luam 10 cu felicitări. La extemporale de la chimie anorganic. Aveam un profesor excepțional și după aceea am avut la chimie organică o doamnă cu care nu m-am înțeles și asta a fost. Apropo de peripeții, eu am avut tot la o materie opțională. La la fizică. A. Eu am ales fizică pentru că nu puteam să dau la educație fizică. De ce? Nu puteam să fac baremul. Era evident. Stai puțin, ai dat bacul la fizică? Da. Cei mai mulți băieți dădeau atunci bacul la sport. Că era... era o notă mare garantată. Da. A fost o perioadă când se legea educația fizică, da. Ce mișto. Eu n-am dat. Alergare la vale nu aveau. Da, mi-a fost și jenă. Da. Și atunci am dat la fizică. Eu mă pregăteam de politehnică în perioada aia. Așa era cărarea vieții. Și am dat bacul la fizică. Mi-au aminte, închid ochii, au trecut 20 de ani, s-a și prescris. Mi-au aminte, era cald. Și eram o sală de copii, eram gen 20. În tot liceul mai dăduseră unii bacul la geografie și plecaseră acasă. Da. Și la noi au întârziat subiectele. Atunci erau subiectele în plic sigilat, așa, putare, nu știu ce. Momente cumplite când venea și deschidea plicul. Așa. Și au venit subiectele, a deschis plicul, gen după vreo oră jumate de când eram noi în sală. Că s-a întâmplat, nu știu, și au întârziat. Repet, nu mai era nimeni în liceu. Noi cu doi supraveghetori, dintre care unul era profesor din liceu, de o altă materie. Și a deschis subiectele. Dintre noi pentru noi. Da. S-au scris subiectele pe tablă. Așa. După care a fost scurt circuit, ne-am uitat unii la alții. Și la un moment dat ne știe cineva să rezolve ceva din subiectele astea? Nu. Niciunul. Ce era acolo? Bă, niciunul nu știa niciun subiect. Da. Între noi erau și din aia 20, erau 5-6 care erau talentați la fizică. Adică noi eram chiar toți tâmpiți. Mă, nu știa niciunul să rezolve nimic. Și atunci profesorul supraveghetor care era din liceu, mă, zice, voi chiar nu știți să rezolvați nimic? Stai, voi discutați cu proful? Mă, s-a făcut cenaclu, ești nebun? Încercau să găsească o soluție. Mă, zice, nu știți niciunul să rezolvați nimic? Nu. În ce an nu se poate. Întâmplă asta? Cu cine faceți voi fizică? În 1999. Cu cine faceți fizică? Cu doamna Cutare, cu domnul Cutare. Au fost telefonați, bă, au venit aia de acasă. Profesoara și profesorul. Nu cred. Au venit de acasă. S-a făcut alb la față, s-a făcut ședință, gen cum repede. Cum se rezolvă problemele? S-a rezolvat și s-a făcut o lucrare comună. Și cu chiu, cu voi am luat 7. Atenție! Nu. Și mi-a scăzut media de la bac. Tu scrii și urât.
Mă rog. Îmi place tare mult ce a spus Luca. Și au spus, mamă, dar era o atmosferă de aia, știu, nu știa nimic, a venit profesorul, a intrat primul. Ăla a venit primul, a ajuns de acasă. Cu capul plecat. S-a uitat pe tablă, zice, bă, ăștia stâmpiți, au nebunit, cum să vă dea asemenea subiect? Nici eu nu știu. Noi eram liniștiți, am dat-o, sunt greșit, domn profesor, gata, mergem acasă. Nu mă, stați aici că trebuie să facem ceva, că vă pică ăștia, picați bacul, nevinovați. Eu am anticipat chestia asta, am vrut să dau bacul la fizică. Jur că am vrut să-l dau la fizică. M-am și înscris inițial, după care a venit un profesor și a zis, ești sigur că vrei să faci chestia asta? Zic, da, de ce? În caz că nu știi, sunteți 7 tot liceul care dați la fizică. Asta e. N-ai cum să o... Zice, majoritatea dau la biologie. Și m-am schimbat. Ce, dat biologie? Da. Și mi-a ieșit. Deși mi-a ieșit. Acum cu alea, cu carici, Cristian, bună dimineața! Bună dimineața! Salut! Bună dimineața tuturor! Să trăiești! Neața! Am ascultat cu bucurie acest 1999 și îmi dau seama că i-am dat bacul înainte de minunea aia. Da. Ok. Și am dat, atenție, stați bine pe scaune, filozofie. Mă, ce tare! E interpretabilă, e bună cumva, că orice tâmpenie scrie pe acolo, poți să o dai că așa ai văzut-o tu. Exact așa, doar că eu nu știam nici cum arată manualul de filozofie. Și atunci de ce ai ales-o? Nu știam. Pentru că era din alea, 3-5 alegeți ceva. Și am zis, bă, hai filozofie. Încă o dată, în ce an se întâmplă asta? Înainte de 1997. 97. A, pe acolo. Acolo, da, un pic înainte, aia zic. Nu cu camere, nu cu... Anii de bandade. A picat mitul lui Sisif. Ma, frumos, frumos. Bă, Sisif sună ca o boală, dar nu trebuie să fie aia, trebuie să fie altceva. A, nu știa nimic. Păi dacă nu știam cum arată manualul, e clar că nici nu citisem din zona aia nimic. Adică era așa o ceva, limba rusă, nanofizică, sau aia era același lucru. Mulțumim. Auzi, îmi dau seama, când ascult poveștile voastre după anii 90 cu bacalaureatul, că a fost mai rău decât înainte. Adică înainte trebuia să înveți ceva, te mai lăsa să te mai inspiri din stânga, din dreapta. Nu era atât de, nu era nici pe departe de complicat cum este acum. Nu. Dar acum când mă gândesc comparativ cu ce aud că se întâmpla prin anii 90 și așa, totuși eu am dat bacalaureat. Adică chiar a trebuit să învăț, am luat note pe bune și la fizică e adevărat că ne-am mai aruncat priviri de la unii la alții, dar atât, adică nu s-a putut face mai mult. Dar și noi am învățat. Astea sunt excepții, nu. Astea sunt excepții. Bacul s-a dat ca lumea, s-a dat ca lumea și în perioada aia. Zou? Da. Eu zic că sunt excepții. 0372069599. Cum a fost bacalaureatul la voi, prieteni? Sunați-ne, vrem poveștile voastre. Andrei, ești cu noi? Bună dimineața. Salut, Andrei. Salut. Bună dimineața, bună dimineața, da. Bună. De momente emoționante. Mi-aduc aminte că am dat bacalaureatul și aveam atât de mari emoții, incredibil. Ne-au băgat în sală. Ce? Ne-au pus în bănci frumos și eu trebuia să merg la toaletă. Exact atât. Deci de două ori m-am cerut la toaletă și la un moment dat m-a început să mă suspecteze că vreau să copiez sau așa mai departe. Uh-huh. Trebuie să merg și a treia oară, închipuiți-vă, și la care profesorul supraveghetor mi-a spus așa, dacă mai solicit chestia asta odată, te dau afară din examen. Și vă dau cuvântul meu de onoare, că norocul meu a fost că am stat în ultima bancă, pe rândul din mijloc, din clasa respectivă, am făcut o chestie de care e un pic rușine, așa să vă spun, dar haideți că vă spun, am făcut în bancă, în zona aia unde se băgau ghiozdanele. Numărul 1 sau numărul 2? Mulțumim pentru intervenție. Numărul ăla mai mic. Mai avem mai puțin de un minut și vreau să-l întreb și pe Vlad, care a fost întâmplarea lui de la BAC. Vlad, Neața, ascultătorul, Vlad. Salut! Salut! Alo, auziți? Doar câteva secunde mai ai. Câteva secunde repede. Bă, băieți, eu am dat bacul la istorie acum 2 ani cu escorta poliției. De ce? Bacul începea la 9:30, eu m-am trezit la 9:10. Am luat, știu că aveam o mașină, era o Skoda ceva, nu mai știu, și am trecut peste tot, am călcat-o și am ajuns în ultimele secunde pe ușă, înainte să închidă ușa. Ce tare! Și am dat bacul. Bă, dar cum ai reușit să dormi? Că de obicei, înainte de examenul ăsta, e important, oamenii nu dorm, sunt stresați. Uite-te la mine! Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.